Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă în ceasul de cafea și în cărți obișnuite să vedem următoarele 3 zile cu ce noutăți vin. Ceașca arată așa, văd că ați primit niște daruri, niște vești, o scrisoare, ați aflat poate și de un situație care a fost ascunsă, ați aflat un adevăr. Ați făcut poate și cunoștință cu cineva, văd că ați avut poate și niște întâlniri neașteptate sau vești neașteptate legate de cineva drag, o literă de G, de C, de I. Ați înmulțit niște bani, dar ați aflat și de cineva care va, să zic așa, a încercat să vă arunce cu săgeți, cum se zice, a încercat să vă lovească, să zic așa, cu vorbe, să vă supere cu ceva, poate tot din cauza unui dar sau unei rivalități aici, legate poate și de o afacere. În casă, pentru casă, în următoarele 3 zile, se vede că sunt sărbători, pentru că văd aici cu veselie, cu bucurie, cu niște revelații chiar, niște hotărâri, musafiri. Sau vă pregătiți să vă duceți undeva în vizită la niște faceți, de fiți un musafir, să zic, în casa cuiva apropiat. Vă cam urmărește cineva, să știți aici. Văd aici că vă cam spionează, așa să zic. Vă vin vești foarte repede, niște daruri, cadouri chiar, daruri, cadouri, vorbe, telefon, vești prin telefon și scrisori. Foarte posibil să aflați și de vreun copilaș. Văd aici legați vești de un copilaș sau vă vin apropiați cu copilași, rudele voastre, prietenii, nu știu, nepoți, ceva cu copilași. Dar e posibil să fie și o sarcină, pentru că aici văd parcă și o situație de acest gen, de persoană însărcinată, vești de o persoană însărcinată. Dar, într-adevăr, cineva vă cam urmărește în jurul vostru, văd și pe cineva cu mașină. Posibil să aflați în aceste zile iară ceva legat de drumuri, cu drumurile, ori că sunt foarte aglomerate, ori apare pe drumuri ceva, iar o situație, parcă văd aici așa o locomotivă cu tren, ori sunt ceva de care ați aflat, dar acum mai este la iveală ceva legat de aceste lucruri. Văd aici o situație puțin îndrăcită, o ceartă. În viitorul acum apropiat, aceste 3 zile, văd niște drumuri, persoane care vin de la drumuri sau chiar voi vă gândiți să plecați undeva, poate la mare, sau undeva unde sunt locuri frumoase, însorite, văd aici, chiar și la munte, unde să mai petreceți, poate că vreți să petreceți undeva la munte legat și de o credință, poate că undeva la munte unde este o, faceți vreun pelerinaj, undeva la vreo biserică mai specială, undeva mai la munte. Dar și la mare, totodată, văd aici și soare frumos, plajă, însorită vreme, foarte frumos. Puteți primi o declarație de dragoste sau chiar o cerere în căsătorie, cu toate că cineva are teamă sau acum pregătește pentru un cadou pentru un Paște, să zic așa, să vă ducă într-o călătorie, într-o vacanță undeva. Se pregătește cineva să vină la voi, chiar văd aici că e pe picior de plecare. Această persoană pregătește deja darurile, s-ar putea să aflați vești în aceste 3 zile de la cineva care vrea să vină la voi de sărbători. Ori pentru weekend, că sunt niște sărbători și poate fi foarte curând, dar mai poate fi și legat de sărbătorile care urmează de Iepurașul, de Paște. Spre exemplu, ăsta e cadou pe care e prezența sa, dar cu darul deja, pentru că văd că e foarte pregătit cu ochii ce darul să cumpere, ce darul să facă. Poate fi chiar legat de la drum, poate chiar din străinătate. Vă văd așa că aveți mai multă energie, mai multă forță, un mare noroc să știți că vă așteaptă în drumurile voastre sau de la un drum sau de la un drum, sau în drumurile voastre văd aici un mare noroc, un mare câștig, o mare oportunitate pe care foarte repede cumva puteți să o folosiți și de 4 ori puteți avea noroc. Adică dacă voi folosiți această oportunitate, apoi încă de 4 ori o să mai aveți. Parcă zici că se mulțește, să zic așa. Adică orică e vorba de gândirea voastră, că sunteți așa într-o stare mai pozitivă, văd așa că vă găsiți un echilibru, că e poate și chestie de răbdare,
Cumva văd așa o situație, că să știți că mulți dintre voi, în funcție poate și de karma voastră, cum vă curățați karma, cum vă echilibrați, aveți o șansă în aceste zile, poate ține și de această sărbătoare mare care văd și această B, acest B-ul, poate are legătură cu litera de B sau poate are legătură cu buna vestire, pentru că văd și o veste, o scrisoare, o iluminare, să zic așa, o credință, care vine, o intuiție mare care o au, veți avea o revelație, să știți, unul dintre voi. Deci, ceva se luminează în viața voastră, ceva o să aprinde un bec, să zic așa, cumva. Unii dintre voi poate că aveți și o revelație legată de lumea de dincolo, de cu cineva care nu mai este un spirit, îl visați, poate că orică trebuie să-l sărbătoriți acest spirit, cum ar veni, poate e cineva care nu mai este și voi acum petreceți, faceți, îi dați de pomană, da, faceți niște pomenice, să zic așa, pomană cuiva care nu mai este și îl visați, ori pentru că îl visați, da, văd că faceți niște schimbări, poate chiar vă mutați, unii dintre voi sunteți într-o mutare, într-o schimbare, faceți o inaugurare, o petrecere de casă nouă, văd aici, o reușită, văd pe cineva cu chitară, s-ar putea să vă facă cineva vreo serenadă sau să participați la niște evenimente cu chitară, cu instrumente muzicale sau, nu știu, investiți în instrumente muzicale, vă apucați să faceți cursuri sau aici văd și niște copilași, poate țineți niște copiii voștri, inscriți la vreo școală, la ceva, văd care are legătură și cu studiile, cumva clarificați, o să aveți poate și ceva de clarificat pe o haină de stat legat de o situație în care sunteți într-o dificultate și aveți nevoie de ajutor. Și ține, văd că și de voință, de ambiție, că puteți primi ajutor. Aici cumva vă văd mai insistent, ca și cum te duci o dată de două ori, dar până la urmă rezolvi. Veți fi foarte, nu știu, vă veți fi mai entuziaști în aceste 3 zile. Copiii, tinerii pot juca un rol important, dar într-adevăr e o 3 zile în care văd așa că cumva trebuie să vă mai opriți, mai meditați, cumva e o chestie, cum să zic, de înțelepțire. Pentru că dacă sunteți înțelepți și echilibrați, puteți avea o mare reușită. Dacă nu, vă poate produce o pagubă, un gol, ceva așa, o situație care să vă dea o oarecare dificultate. Dar o veți depăși, iarăși aici noroc. Deci să umple un gol printr-o ocazie foarte extra. Pe neașteptate vă vine un noroc. Pe neașteptate veți avea succes. Vine cineva, vă caută cineva. Ce să zic, se poate produce o schimbare și la nivel de societate sau poate veni printr-un discurs care l-are cineva în societate, dar poate fi și printr-un eveniment. Sunt niște evenimente, să știți, foarte importante. Cumva se clarifică ceva. Tot pe societate aici văd că sunt niște situații care o să aflați niște persoane care cumva se mai vor fi, poate vor avea probleme cu legea, aici văd cumva justiția, e o situație puțin se joacă și la două capete, dar cumva cineva e prins cumva ca într-un clește, așa. Zici că e o situație care cumva prinde așa ca un clește și de o parte și de alta și îi adună. Zici că îi adună așa ca cum îi adună cu grebla, așa zici că e aici. Are, poate într-adevăr are legătură și cu instituția statului sau chiar mai multe, sunt mai multe instituții în legătură sau are legătură pe mai multe planuri, pe mai multe zone, pe mai multe. Poate fi legat și de mai multe state. Și cumva îi adună așa, parcă îi adună cumva. Sunt niște situații, adică care țin. Poate are legătură și cu o situație puțin legată de un viciu, de o exagerare, de o manipulare, de o înșelătorie. Poate fi legată și de înșelătorie. Da, o să aflați ceva în aceste zile, că se curăță. Deci văd că vin niște curățări aici, văd și niște curățări așa, văd că are legătură și cu niște tinere, parcă au niște, cum să zic, niște cercei din aceia mari, lungi, așa, sub formă de inelușe, așa, cerculețe din acelea mari. Deci o persoană parcă, deci, care are cornițe, o persoană, nu se vede fața, are fața albă, așa, prelungă, dar parcă zici că nu-i se văd nici ochii, nici gura, nici nimic, e mascată, e într-o mască ceva aici, e o persoană foarte mascată, își pune mască. E o persoană mai mascată, să știți, are mai multe fețe, nu numai una, nu numai două, are mai multe fețe. Deci poate fi, pe exemplu, că e cu o vicleană, are o pisică în cap, are un drăgușor în cap, are legătură cu cineva care o ajută sau ea face niște chestii ca să ajute pe niște persoane care sunt cu probleme. Aici niște vicleni, o să aflați niște secrete.
secrete care ies la iveală și de niște dușmănii și de niște intrigi. Pot avea legătură cu voi sau cu cineva din anturajul vostru, că aici cumva sunt niște situații, cumva au o conexiune. Și de aceea aflați și voi, poate că cineva din anturajul vostru poate fi, prin cunoștințele voastre, că văd că vă eliberați, vă delimitați, vă încercați să ieșiți din această situație ca să nu aveți probleme, posibil și acest lucru. Vă duceți undeva la un eveniment unde parcă sunt cu niște evenimente așa chic, zic, niște doamne cu pălăriuțe pe ochi, așa, știi, ceva de genul, sau cu funtițe, cum erau prin anii, la începutul, la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Deci cam așa ceva văd aici cu în evenimente în care sunt, orică sunt pe societate, niște spectacole, evenimente, că pot fi de teatru, că pot fi de niște sărbători aici, niște festivaluri sau alte speciale făcute pentru aceste zile, pentru data de 25, uite ce frumos 25 a ieșit aici la servici, poate că aveți pe cineva de servici, și uite și în casă la fel. Deci 24, 25, 23, da? Deci chiar și astăzi aveți poate o petrecere, o reușită pe casă, în casă, musafir, daruri, cadou, uite, cu o cutie, văd aici o cutie, un cadou care parcă cineva vine cu o cutie sau vă vine, nu știu, poate că ați comandat ceva să vă vină acasă, să vă cumpărați ceva, să vă investiți ceva aici, că văd care are legătură. Dar pare și pentru o dragoste, văd aici, sau de la cineva care vă iubește, văd o inimă frumoasă în casă, pe casă, care sunteți într-o relație, vă văd cu două inimioare aici frumoase, sau doi copilași care vă iubesc, persoane care vă iubesc, primiți daruri de la persoane care vă iubesc. Iară cineva cu pălărie. Deci s-ar putea să vă duceți undeva unde sunt persoane îmbrăcate așa mai, cum erau mai și pe vremuri, mai cu eleganță, așa, sau și acum, în ziua de astăzi, persoane care se îmbracă elegant, așa, stilat, să zic, cu pălărie, cu anumite, poate fi o chestie de modă, poate, chiar aici poate fi și vorba de o paradă, ca și aici, poate fi legată și de ceva de modă. Da. Poate fi legate, văd care le dorești cu niște daruri pentru unii, poate fi legat de investițiile care le aveți sau le veți face voi pentru a vă îmbrăca, pentru a vă schimba, poate, să zic așa, locul în acest weekend, în aceste 3 zile, pentru că vă și duceți la niște petreceri, dar poate și pentru că se schimbă anotimpul și vreți să vă mai schimbați puțin din garderobă. Uite, vă duceți poate pe undeva cu copii în parc, care aveți copii, pentru că vedeți că cu niște copii se cațără pe niște topogane, pe niște chestii care pare parcă așa cu niște joculețe așa mai ciudate, mai de cățărat, de construit, de vedeți și multă bucurie, veselie. Drumuri, foarte aglomerate drumuri. Într-adevăr, depinde și pe unde vă aflați, că pot fi și situații destul de dificile aici. Văd un pentru unii dintre voi poate fi legat și de un trio aici, că o să mai aflați secrete de acest trio, de vreo rivala voastră. Ce a mai spus ea, ce a mai vorbit ea aici, parcă văd pe o dușmănie care, chiar dacă este în această relație cu acest bărbat pe care voi pare că l-ați dat la spate, că v-ați certat cu el sau că v-ați divorțat de el, această rivală nu se poate abține până nu mai aruncă ea cu niște vorbe. Și poate datorită faptului că vă invidiază cumva, că voi aveți totuși o altă reușită, chiar mai mare, văd aici cumva că parcă ajungeți mai bine cu, fără acest partener, acest partener care v-a trădat, v-a înșelat sau, mă rog, cumva voi aveți o șansă, aveți o șansă în plus, cumva aveți un drum mai liber, ea rămâne agățată de acest bărbat. Și prin el poate ea să reușească sau nu. E condiționată cumva de această relație. În schimb, voi fiind libere, voi văd că aveți o perspectivă mai bună, chiar cu cineva mai bun, și aveți un drum liber, cumva vi-l alegeți voi. Și la acest capăt de drum chiar vă așteaptă o reușită. Aveți poate și niște întâlniri cu niște persoane dragi. Văd că faceți un drum, o literă de E foarte importantă pentru voi. Foarte interesante zile. Pe inima voastră, într-adevăr, aveți o teamă. O teamă pentru niște secrete care nu le știți. Ați vrea să le știți. Aici poate la unii dintre voi are legătură și cu o hoție, cu o trădare, ceva. Ați vrea voi să aflați mai multe amănunte, dar ies cam greu la iveală pentru voi. Poate sau ține și de cât înțelegeți voi că ele sunt cumva prezente, dar poate că nu le percepeți voi foarte bine. Aici o să aflați un secret legat și de un dar. Vă vine un dar în orice caz sau
Vă vine curând vestea de darul acesta. Rezolvați ceva cu un dar, luați niște hotărâri, aveți o întâlnire repede, repede cu cineva cu care discutați amical așa ceva, prietenește, poate fi și cineva din familie, prieten. Chiar vă gândiți voi să faceți niște drumuri, dar văd că vă preocupă ceva. Orică e foarte aglomerat drumul, orică vă faceți planuri de bani, vă niște calcule care țin de niște bani, ca și cum calculați dacă ce să cumpărați, cât să cumpărați. Posibil și să aflați de vreun doliu sau de o despărțire, de o schimbare, o mutare a cuiva care pleacă într-o altă parte din cauza unei pagube, unei singurătăți. Ceva vă mișcați foarte încet aici într-o situație, pentru că cumva bâșbâiți într-o situație. Bâșbâiți pentru că cumva sunteți derutați, derutate, că de ce are un căpușor de drăgușor. Deci aici cumva să știți că cumva de aceea văd că credința joacă un rol important să vă curățați energiile, să gândiți pozitiv, pentru că drăgușorul cumva nu dispare aici. Parcă zici că vrea să călărească o situație, stă călare pe o situație destul de... Adică cum e, nu că stă călare pe o situație, e foarte ambițios, să zic așa, drăgușorul ăsta să domine ceva. Deci nu se lasă ușor și cumva de aceea vă trebuie vouă să nu vă fie teamă, poate, că e acel iepuraș, poate că e vorba de teama care o aveți voi să înfruntați o situație. Și cumva în aceste 3 zile, asta e clarificarea care o faceți, că veți găsi în sufletul vostru acea putere, acea forță, să, cu răbdare, cu înțelepciune, să schimbați ceva, să faceți voi o schimbare. Aveți o revelație cumva. E și o chestie karmică, sau cum să zic, e cineva care vă cam judecă puțin legat de un trecut. Acest drăgușor, da? El nu se poate abține, el nu poate trăi în prezent, el nu poate trăi în viitor, el trăiește în trecut și construiește prezentul și viitorul în virtutea unui trecut, din răzbunare, din ură, pentru că are această stare, el nu se schimbă, dar o puteți voi schimba, că nu e, cum se zice, dacă nu vine munte la Mahomet, să nu duce Mahomet la munte, sau credința schimbă, mută și munții din loc. Și nu contează evenimentul, ci contează cum acționezi tu, cum reacționezi tu la el. Văd aici că vă veți mira de ceva, veți pune un punct pe i, mai pune și o virgulă, să zic așa, sau nu știu, poate că aveți un examen, ceva, că văd aici că cu semne de punctuație, poate faceți lecții cu copiii pentru examene, pentru ceva. Văd aici că tot scrieți, tot puneți virgulă, punct, semne de întrebare, semne de exclamare aici, da, pot fi și astfel de situații care văd că veți avea niște mirări așa, pentru niște chestii. Dar, într-adevăr, uite cum vă îmbogățiți. Să știți că aceste 3 zile vă aduc, nu știu, o mulțime de gânduri, de idei, dar din toate gândurile și ideile astea care sunt și cu confuzie, așa, parcă stresați, dar jumate din gânduri deja începe să le curățați, să le vedeți mai clar. Cumva, să zic așa, o parte, partea stângă, să zic, voastră începe să funcționeze, cu toate că partea dreaptă încă mai este cu neclarități, dar începe și aceasta să se curăță și începe, ține și de inimă la voi, poate mulți dintre voi ține și de ce simțiți. Dar începeți cumva și să clarificați în gândurile voastre, pentru că pe gândurile voastre pare aici puțin, de aceea vă mișcați încet. Parcă sunteți așa ca un mel din ăla, încet, 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 pentru că e foarte multă confuzie sau foarte multă gândire puțin și negativă, care poate ține și de influența unor persoane, dar cumva faptul că sufletul vostru se curăță pe sentimente pentru unii dintre voi și pentru că e vorba de o prietenie, o dragoste, o vreme frumoasă care vine și vă crește sufletul în voi, cumva curăță. Ieșiți la soare, poate, nu știu, vă duceți să faceți o plimbare prin grădină, prin parc, prin locuri însorite și asta cumva vă curăță energiile și vă clarifică și gândurile. Să știți, și asta vă dă, vă vin chiar idei, faceți niște conexiuni, văd aici, foarte interesant. Un S văd că joacă un rol important, un C, un B, un A, un I, un F, J, L, mai multe sunt, deci probabil că sunteți pe undeva unde sunt și aglomerații, foarte interesant. Și astăzi, ziua de azi, foarte importantă, cu niște întâlniri foarte importante, poate chiar vă doriți o împăcare. Cumva văd aici că poate asta întâlnirea care o să pentru un contract, pentru un acord. Și e posibil să se producă această situație în funcție și de cum puneți voi problema. Să zic așa, dar oricum ar fi, chiar dacă nu ar fi această situație pozitivă pentru voi, văd că vine o altă oportunitate, altceva chiar mai bine. Deci,
Nu trebuie să vă cramponați de ce nu merge azi sau mâine, mai poimâine, pentru că o să vină alte situații, cum se spune proverbul ăla, nu intra viul în sac. Și nici norocul, să zic așa, norocul e mereu, îl poți inventa dacă nu-l ai. Da, foarte, foarte interesant. Haideți să încerc cu și cărțile. Poate cărțile vin și cu mai multe amănunte în funcție și de zodii. Încep cu zodiile de foc, întâi și întâi. Zodiile de foc, ce energii sunt pentru aceste 3 zile? Pentru aceste 3 zile, semne de foc, berbec, leu, săgetător. Haideți să vedem, chiar a ieșit gândul vostru. Depinde de ce gândiți voi, să știți. Foarte important ce gândiți voi. Haideți să vedem. Pentru zodia de foc, berbec, leu, săgetător, în casă, în dragoste, în servici, surprize. Pentru zodia de foc, berbec, leu, săgetător, în casă, în dragoste, la drum, la servici, surprize. Dragoste. Cineva vă cam gândește, vă cam urmărește, să zic așa. Aveți și niște îndoiele, clarificați. Clarificați voi niște îndoiele. Poate și legat de studii, de copil, de comportamentul unui copil. Pe casă în casă, bucurii reușite, în dragoste, vești bune, un dar, un cadou, o mare bucurie care o aveți voi în casă, pe casă. O petrecere, o aniversare, poate și un pic de bârfă, de gelozie, dar cu bucurie. Cineva vă face un cadou, aveți o întâlnire plăcută, dragă sufletului vostru. În dragoste, la fel, vești, daruri, cadouri, hotărâri care le aveți de luat, poate și legate de străinătate, de un eveniment, de niște întâlniri. Poate legat și de niște evenimente pe societate sau legat de a vă duce la biserică, spre exemplu, a vă întâlni cu niște persoane importante. În drumurile voastre, aici pot fi niște neplăceri, discuții secrete care țin poate și de niște tineri sau niște amintiri, ceva care nu vă dau pace, ceva din trecut, cineva care vă critică, poate legat de un trecut. Și la servici, în servici, noutăți, bucurii, vești, dragoste, care ține poate și de prietenia cuiva, pentru care poate aveți îndoieli sau cumva legat și de serviciile care vi le face cineva, dar vă văd cu bucurie, cu reușite, cu revelație, cu niște secrete care vi se dezvăluie poate de cineva care vă simpatizează, vă admiră, puteți face noi prietenii. În surpriză, în schimb, s-ar putea să aflați voi de cineva care vă cam stresează, legat poate și de ce probleme are această persoană sau legat de stilul său de viață, cumva te enervează un stil de viață al cuiva, văd o persoană mai blonduță, care cumva nu-ți dă pace, da, ceva care a rămas din bârfele cuiva. Haide să, sau aflați de bârfele cuiva, de lacrimile cuiva. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. La ce vă puteți aștepta în următoarele 3 zile? Pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, următoarele 3 zile pentru casă, pentru dragoste, pentru servici, drumuri, surprize. Bucurii, bucurii într-un eveniment mondan, poate, legat de o cină, poate, legat de vreo întâlnire pe societate sau chiar legat de o vindecare. Pentru casă în casă, bucurii, dragoste, daruri, întâlniri, prietenii, noi idei, reușite, o vacanță, un succes. În dragoste aici s-ar putea să aflați și voi de cineva care vă cam stresează, legat poate și de o hotărâre, de invidia de gelozia cuiva aici, o intrigă, o rivalitate cumva, luați o hotărâre poate legată de o rivală. În drumurile voastre, vești bune legate de copii, noutăți legate de copii, un miracol, poate chiar o declarație de dragoste, o veste bună, o revelație care o aveți, o prietenie a cuiva, o rezolvare pentru un serviciu sau pentru școală, pentru studii. La serviciu aveți puțin bucurii în cumpănă, poate legate și de niște îndoieli, de niște neliniști care țin într-o aglomerație, poate fi și o întârziere. Dar cu bucurie, cu dar, și surpriza voastră, niște vești bune de la o familie, niște cadouri, poate, întâlniri,
discuții plăcute, poate și o invitație la vreo petrecere, aflați de vreo nuntă, de vreun eveniment, aniversare, ceva, aveți poate și vreo aniversare. Haideți să vedem și pentru zodiile de apărac, scorpion, pești, ce se întâmplă în următoarele 3 zile, în casă, în dragoste, în servici, la ce vă puteți aștepta următoarele 3 zile pentru semnele de apă. Dragoste, cu vești și dar și voi primiți o declarație de dragoste, vreun cadou în dragoste. Da, poate că aflați niște secrete de o dragoste secretă, cineva care vă admiră în secret, vă iubește în secret, vă dorește în secret. Pe casă, în casă, bucurii, dar puțin așa cu stres, să zic așa, poate și din cauza unor drumuri, unui tânăr, unei persoane mai vârstnice, poate, legate și de sănătatea sa, dar se rezolvă. Vești, daruri, poate o perioadă de relaxare, vă doriți voi cumva. În dragoste, bucurii, reușite, aniversări, vești, întâlniri, aflați ceva de un copil care studiază, care are o reușită, cineva vă face un serviciu, un cadou, un dar, sau vă gândiți voi să trimiteți un dar, un cadou cuiva, așteptați pe cineva. În drumurile voastre o să aflați într-adevăr poate de cineva care are probleme de sănătate, cineva de la drum, aici poate fi și legat de un secret, legat de o moștenire, legat de o aglomerație de la drum. Țineți de sănătatea cuiva sau de răutățile cuiva într-un cuplu, într-o familie. În servici, pentru servici, vești legate de copii, de vindecare, de sănătate, de studii, de niște prietenii, niște evenimente mondene pot fi aici legate și de niște concursuri, competiții sau, mă rog, întâlniri plăcute, colaborări. Și surpriza voastră, ei, aici niște întâlniri, dar pot fi și niște gelozii, să zic așa, bârfe care țin și la nivel de instituție, poate, legat de o afacere, legat de sau de familie, cum ar veni, geloziile din familie, bârfele din familie care sunt întâlniri la un eveniment. Haideți să vedem și pentru, sau de credință, poate fi legate și de credință. Când vă duceți la biserică, cum se întâmplă bârfele care sunt pe la, când se iese de la biserică sau chiar și în biserică. Haideți să vedem și ce se întâmplă pentru semnele de aer, ce în balanță, vărsător, în casă, în dragoste, în serviciu, surpriză. Pentru semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător, vești. Vești legate de un copil, o noutate, o idee. Un dar, aflați și voi niște secrete, poate de o haină militară, de un tânăr militar, de exemplu, sau poate ține și de corespondență, să zic așa. Pe casă, în casă, lume multă, vești, întâlniri, prietenii, poate și un pic de bârfă, dar și bucurii, idei, clarificări, să zic așa, mai învățați câte ceva. În dragoste, bucurii reușite, o revelație, un câștig, o veste din străinătate, o invitație pe undeva, o vacanță, o prietenie. În drumurile voastre, lume multă, petreceri, evenimente mondene sau cu copii, ieșiți pe undeva, vă duceți în vizite, primiți vizite, musafir, vă văd aici într-o mare bucurie reușită, sărbătoare. Dar, în schimb, pe profesie, carieră, aici puteți avea o dușmănie, o greutate. Aflați de cineva care trece printr-o cumpănă sau cineva încearcă să vă facă o cumpănă sau să nu aflați niște secrete urâte de un cineva mai matur, în vârstă, poate fi și un bărbat brunet, care să nu vă facă vreo problemă sau să nu aibă vreo problemă, vreo greutate. Și surpriza voastră, vești bune legate de copii, legate de o căsătorie, poate, legate de o prietenie cu cineva. Cam asta din ce pot să spun așadar și pentru semnele de aer, pentru următoarele 3 zile. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!